Am primit aici în Hong Kong mâncare gratis. Am un nene care tot vrea să facă cu mâna. Romania people nice. Thank you. Romania. Kung Fu Panda aici, Kung Fu bucățică. Da, în kilos de aia nu mă îmbrac. Toată lumea a venit să bea, să se distreze. Party, party. Aici miroase a grătar super bine. Vreau și eu ceva de aici. Nu pot să plec acasă fără să mâncăm. Miroase a piș. Suntem la Central Station, trebuie să luăm metrou spre Tsim Sha Tsui, să vedem Avenue of the Stars și poate, dacă ajungem la timp, show-ul cu lasere. O să luăm două bilete, ne costă $31 pentru adulți. Băgăm aici bănuții. Avem două cartele și restul 19. E bine, da. Ce fain sunt banii. Dar nu avem timp să ne uităm prea mult la ei, pentru că trebuie să plecăm. Să ne grăbim, fugim. Aici, în Hong Kong, am mers și cu tramvaiul supraetajat și cu autobuzul supraetajat. Iar acum o să încercăm și ultimul mijloc de transport, care este metroul. A funcționat, e bine. Stația asta de metrou este uriașă, nu degeaba ai zis ce e Central. Train one lane. Cred că e Tsun Von, e ca la Von Ton, nu? Von Ton, nu contează. Nu vorbesc chineză, îmi pare rău. O să mergem două stații și coborâm la Tsim Sha Tsui. E bine, suntem pe drumul cel bun. Așa arată un metrou în Hong Kong. Ca și alte metrouri din alte orașe. Ceea ce nu înțeleg eu, ce toți se înghesuie în fața acolo, sunt 211 cm², și în spate nu e nimeni. Pentru că e mai aproape de scările rulante. Suntem în portul Victoria, unde în câteva minute o să înceapă cel mai mare show cu lumini. Așa este înregistrat în cartea recordurilor. Ce părere ai despre minunata simfonie cu lumini și lasere? Cel mai mare show de lumini și lasere din lume, care a intrat în cartea recordurilor, numai când au venit cei de la cartea recordurilor să înregistreze acest record, pentru că n-au fost decât câteva lanterne, câteva pulsuri de lanterne. Am și eu acasă o lanternă foarte bună, care face mult mai multă lumină decât ce am văzut aici. Face mai mult show lanterna ta, nu? Îmi pare rău, dar nu numai asta. Măi, este un chin să te afli în acest loc. Deci miroase apa asta într-un hald a canalizare, a răhățel. Deci nu pot să cred că am îndurat atât, am fugit până aici. Am zis, măi, să prindem show-ul ăsta, am venit în Hong Kong, nu putem să plecăm fără să-l vedem, că după aia ne rămâne pe creier, știi cum e, pe bibilică. Nu mai pot să mai stau aici. Mi-a căzut părul din nas, mai are puțin în cadeșul ăsta din sprâncene. După ce am asistat la show-ul cu lumini, facem și noi o plimbare pe Alea Starurilor să-l găsim pe Bruce Lee. Și cum? Nu-l are și pe Van Damme lângă el? Era o melodie, se numea Bruce Lee îl bate pe Van Damme. Și de când am ajuns în Hong Kong, nu mai la ea mă gândesc. Un bilet cu un vas de croazieră costă între 230 și $260. Iar toată distracția durează 45 de minute. Ce mall uriaș, bucățică. Văd că e de lux cu Cartier, Saint Laurent. În centru are spațiu acela liber. Chiar mă duce un pic cu gândul la mallul din Singapore.
Noi căutam alea starurilor și căutam niște stele pe jos, dar am găsit aici pe balustradă mâinile acestor artiști. Acesta este un actor și director. Se numește Mr. Michael Hui. La fiecare 2 metri și ceva este câte încă un artist. Am găsit și placheta legendarului Bruce Lee. Bucățică, în sfârșit l-am găsit aici pe Bruce Lee. Hai să-l vedem mai de aproape. Da, mânuța, să nu cazi. Kung Fu Fighting. The speed of lightning. Bucățică, face o impresie a lui Bruce Lee. E bine, trebuie să te strâmbi un pic. Exact, așa. Picioarele sunt puse la fel. Ia uitați-l pe Kung Fu Panda aici. Kung Fu Bucățică în acțiune. Eu de fapt intru la categoria sumo. Să arunc și eu cu orez de două ori așa în stânga și în dreapta. Da, în kilos de aia nu mă îmbrac. Îmi pare rău, nu. Never. L-am văzut și pe Bruce Lee. Mi-a atras ceva atenția. În primul rând a fost muzica asta așa ușor creepy. O amestecătură de Crăciun cu clown. Ia uite așa în față. O mașină care se numește Mr. Softy. Eu nu pot să-i înțeleg pe oamenii ăștia cum pe frigul ăsta să vinzi înghețată. Sincer, aș fi încercat cu plăcere dacă era un pic mai cald. Pentru că, na, trebuie să încerci o înghețată când vii în Hong Kong. Dar pe frigul ăsta sub nicio formă, deci pur și simplu sunt congelată. Vreau ceva cald să mă asigur să nu mă calce mașina. Înghețata costă între 10 și 13 dolari. În fața mall-ului cu branduri de lux, ca 11 musea, am văzut acest amfiteatru cu perete pe care curge apa și mi se pare super, super interesant. Și trebuie să ne continuăm drumul spre metrou. Și să căutăm ceva de mâncare cald, că mi-e foame și mi-e frig. Hong Kongul noaptea. Cam așa arată. Știți cum e? Când vii în Hong Kong, trebuie să mănânci neapărat o gofră. Ei sunt renumiți pentru aceste gofre cu arome mai altfel. Noi ne-am luat una cu usturoi și piper negru. O așteptăm, am comandat-o. Ne-a costat 40 de dolari. O să vă pun aici exact cât înseamnă și o să o gustăm în curând. Cât așteptam să mi se facă gofra, am văzut un recipient cu aburi în care erau niște chestii micuți așa. L-am întrebat, sunt dulci sau sărate? Și face el, yes. Atunci, yes, yes. Am luat și eu 5 bucăți. Au costat 10 dolari. Și se numesc Xiao Mai. Hai să le gustăm. Arată cam așa. Foarte interesant. Peste ele este pus un pic de sos de soia. Iar înăuntru este ca o gogoșică mică udă, pufoasă, cu gust de pește, iar deasupra are așa o îmbrăcăminte, ca să zic așa, dintr-un fel de tăițel. Miroase foarte bine, este caldă, iar vouă să vă arăt în premieră această gofră hongkongoneză. Este imensă, fraților. Deci chiar e super, super, super mare. Arată bine. Nu știu cum o să rod în ea, așa. Vreau să trec la acțiune. Mă, e destul de bună. Are gust de gofră dulce, un pic de sărat. O combinație foarte interesantă. A pus pur și simplu în amestecul de gofră, a pus un pic de usturoi, un pic de piper. Uitați cum arată înăuntru. Usturoi verde tocat. E bună.
Și cred că are totuși și un pic de praf de usturoi înăuntru. Parcă se simte un pic praful ăla de usturoi. Da, da? E delicioasă. E bună? Încercați și voi când veniți în Hong Kong. Aici avem un băiat foarte musculos care face aceste gofre. Acum o să ne pregătească pe a noastră. Am luat una mai specială, ca să zic așa. Este cu alge și cu pork floss. Hai să vedem aici dacă o încorporează în aluat. Da. A scăpat-o pe jos. Acum o să pună seaweed, adică foaia aceea care se găsește și la noi în sushi. Am mai pus un pic de compoziție deasupra și o închide. Thank you! Thank you. Am luat-o. Miroase bine și asta. Lângă cei de unde am luat acea gofră cu usturoi, am mai găsit încă un loc care face ghișe. Tot gofre. Așa că ne-am uitat la toată multitudinea de acolo și ne-am ales cea mai ciudată gofră posibilă. Am vrut să o încerc. Și asta arată foarte, foarte bine. A costat 45 de dolari și o voi gusta chiar acum. Sperăm să fie bună, pentru că am luat ceva mai ciudat. Adică am luat o gofră cu foaie de sushi, adică alge, și pork floss. Pork floss este o carne de purcel care este desfăcută până se văd fibrele, este dată prin zahăr și, bineînțeles, sare, apoi este cumva lăsată la uscat. Sunt modele care sunt lăsate pur și simplu la uscat la aer, iar altele sunt prăjite. Hai să gustăm! Se simte întâi dulceața, pentru că este din nou aceeași compoziție de gofră normală cu mult zahăr, o făină, foaia de algă, care îi dă o aromă tare bună. Iar cărnița aceasta de porc este tare dulce și bună și ea. Nu e rău, nu e rău deloc. E o chestiune de gust, e o combinație un pic mai ciudată, dar eu zic să încercați și voi așa ceva, nu vă fie frică. Eu arăt ca un ștruf, pentru că toate căciulile mi se ridică și... Are you serious? Thank you so much! Ia uitați! Am primit o gofră cu ciocolată, moca. O să o gustăm chiar acum. Dacă tot am mâncat sărat, am mâncat și dulce. Să trecem la gofra cea dulce. În fiecare țară în care am fost, mereu am primit câte ceva de la localnici să gust. A fost plăcerea lor. Mereu m-am oferit să plătesc pentru ele, dar au zis că este prezent, că este cadou. Așa că o să o mâncăm și pe asta. Asta este o gofră normală, așa cum o știți și voi. Este foarte bună și este cu chipsuri de ciocolată înăuntru. La fel, e bună, e caldă și frumoasă. Nu cred că nu vă plac vlogurile noastre. Când veniți în Hong Kong, este un must, adică un trebuie să mâncați gofre. Toată lumea mănâncă gofre aici, este tradițional, așa că și voi trebuie să o faceți. Avem aici două locații, una lângă cealaltă, distanță 5 metri. Și pot să vă spun atâta, ambele sunt la fel de bune, varietatea este imensă
și puteți să vă bucurați aici de... și am un nene care tot vrea să facă cu mâna. Hello, how are you? Romania. Romania people, nice. Thank you, Romania. Thank you, bye bye. Thank you. Încercați să rămân profi, da, știi cum e. Bucățică în acțiune, profi în acțiune. Nu ne pricepem noi la prea multe, dar ne pricepem la mâncare. L-am pierdut! S-a închis în nas. Era să ne prindă nasul, uite așa. Așa este frumos să lași lumea să iasă. Și acum să intrăm și noi. Aici este Like My Home. Este strada cu baruri de aici, din Hong Kong. De nebunie. Toată lumea a venit să bea, să se distreze. Party, party! Miroase a grătar super bine, vreau și eu ceva de aici, nu pot să plec acasă fără să mâncăm. Ne-a venit și comanda, haideți să vă arăt ce ne-am luat. O să începem întâi cu caracatița. Arată! Să mâncăm. În primul rând, e exorbitant de sărată. E ieșită de pe altă planetă. În al doilea rând miroase a piș. În al treilea rând este tare. În al patrulea rând este super, super iute. Nu mai e nici cald, am așteptat o grămadă și ne-a dat-o și rece. Sinceră să fiu, e groaznică. Chiar nu-mi place. Mai simt un pic de lemon gras înăuntru, dar... e nașpa. Nu pot să mănânc. Asta se trece la pierderi. Așa e în viață. Pierzi, câștigi, iar pierzi, iar câștigi. Măcar vaca să fie bună. Ne-am mai luat un sate din ăsta cu vacă. Ăsta arată mai bine. Ăsta nu miroase a piș. E ok. Are tot felul de tocături pe el. Are pe el ardei iute verde și roșu. Și mai pare pe aici niște usturoi. Bă, ăsta e bun, e foarte, foarte bun. Carnea, bineînțeles, că a fost ținută într-un bite foarte dulce. Mult, mult zahăr, cealaltă era extrem de sărată, asta e extrem de dulce. Dar carnea e bună, nu e făcută prea mult. E foarte aromată și are tot așa lemon gras tocat, un pic de ghimbir. Bună, asta e bună, asta merită. Și că am comandat sparanghel. Ia uitați-l ce amărât e. Mai curge și din el. Ai de capul meu.
Știi cum e, una bună, una rea. Sparanghelul de cam uscat de vreme, e foarte ațos. Nici asta nu-i prea bun. I'm sorry, asta e. Știi cum e, uneori mai e și țeapă. Și la grillurile astea chiar a fost țeapă. Am dat 40 de lei pe aceste 3 frigărui. Așa. Și da, o frigăruie care miroase a pi și una care nu-i prea comestibilă și una care merge. Suntem la 7-Eleven aici, la non-stopul asiatic. Bucățică o să-și iau un ceai. Iar eu o să-mi iau o Coca-Cola. Și ne-am mai luat o apă. Să vedem cât o să ne coste toate trei. La 7-Eleven găsiți banane. Și costă $11 două bucăți. Pe o sticlă de apă, o sticlă mică de ceai și o sticlă de Coca-Cola am plătit 30 și ceva de dolari. Aceasta a fost seara noastră pe străzile din Hong Kong. Sper că v-a plăcut vlogul nostru, așa că nu uitați să vă abonați, să dați like, să dați share și să lăsați un coment.